Creșterea prețurilor, inflația, costul traiului zilnic și sistemul de îngrijire al sănătății și de securitate socială. Acestea sunt principalele probleme cu care se confruntă românii, iar din această cauză tot mai mulți aleg să plece în străinătate, în speranța unui trai mai bun. Românii sunt nemulțumiți, potrivit Eurobarometrului, și de condițiile de trai, de pensii, de situația financiară a gospodăriei, dar și de situația economică a țării. Aceste probleme personale se reflectă și în datele înregistrate pentru problemele cu care românii consideră că se confruntă țara lor, creșterea prețurilor și situația economică. Tot mai mulți români aleg să părăsească țara în speranța unui trai mai bun. Ce credeți că îi nemulțumește pe aceștia? Ce să-i nemulțumească? Traiu de zi cu zi. Nu se ajung bani, nu mai avem putere să ne plătim nici bănci, toată lumea are bănci, are datorii, vedeți cât sunt de scumpe, nu mai se ajunge. Nici mâncarea, nici plata datoriile și astea, e și normal că trebuie să plecăm să facem ceva. Ce credeți că ar trebui schimbat în România pentru ca românii să nu mai plece din țară? Altă mentalitate, deci altceva. Să găsească ceva, niște modalități care să aducă lumea, nu să o gonească din țară. Deci noi, pur și simplu românii, ne gonim unii pe alții din țară. Asta e clar. Că salariile nu se dau, sunt foarte mici salarii și prețurile cresc în continuu, medicamente nu sunt. Toată lumea, vedeți cum sunt prețurile la medicamente, toată lumea e cam bolnavă și normal. Copiii trebuie să plece să aducă bani, să îngrijească părinții, care sunt unii fără bani, fără niciun venit. N-avem ce să facem. Am și eu copii plecați în străinătate și ne mirăm de colo-colo cum să facem să adunăm ca să ne plătim datoriile la bănci. Asta e. Suntem prea luați în batjocură. Nu, toate prețurile se măresc. Nu pensie mărită, nu salariu mărit, încă diminuit și te trimite și acasă în 75%, că astea sunt condițiile. Și atunci omul ce face, ce alege? Alege să plece, pentru că asta e... Așa ne-a făcut de am plecat toți în afară. Ce credeți că ar trebui schimbat în România ca oamenii să nu mai plece? Foarte multe. Burocrația, în primul rând, diminuată, că nu trebuie să fie atâția burocrați, dau unii în alții și ce fac? Și te mână de la unul la altul. Du-te la cutărică că eu nu știu ce să-ți spun. Du-te la el altul că eu nu știu ce. Și atunci ne trebuie locuri de muncă, ne trebuie o viață decentă. Asta e. Și liniște, sănătate să avem. Doar 5% dintre românii chestionați ar clasa migrația în primele două locuri cele mai importante probleme la nivel național, față de cetățenii europei pentru care adevăratele probleme sunt imigrația și terorismul. Același studiu arată că românii sunt pesimiști, 7 din 10 considerând că situația economică a țării în prezent este mai degrabă proastă și foarte proastă. Primele țări clasate din punct de vedere al pesimismului declarat față de situația economică prezentată la nivel local sunt Grecia, Croația, Spania și Italia. Foarte mulți români aleg să plece din țară pentru un trai mai bun. Ce credeți că îi nemulțumește pe aceștia? Pentru că e traiul sărac aici la noi în România, deci... Și eu am fost plecată, vă spun sincer, în Germania. Dar aici așa, pur și simplu, n-ai cu ce trăi, nu ai cu ce te descurca, cu banii ăștia care aici. Ce credeți că ar trebui schimbat în România pentru ca românii să nu mai plece? Ar schimba un trai mai bun, adică, cum să vă spun eu așa, pentru un loc de muncă să lucreze omul aici, nu să plece în afară. Având în vedere experiența dumneavoastră din Germania și cea din România, ce ați găsit în Germania și în România nu? Mult mai e bine, mă refer și la bani, mă refer și la alt trai. Tot mai mulți români aleg să plece din România în speranța unui trai mai bun. Ce credeți că îi nemulțumește pe aceștia în țara noastră? Părerea mea că veniturile care sunt insuficiente pentru un trai decent. Ce credeți că ar trebui schimbat în România pentru ca românii noștri să nu mai plece? Mai multe locuri de muncă, să fie protejați, salarii decente, nu neapărat, că nu se poate mai mult, dar cred că s-ar putea să fie un pic mai mari decât sunt acum. Comparativ cu salariile primite, credeți că sunt mai mari cheltuielile de zi cu zi? Da, categoric.
în ultimul timp este cea mai mare creștere de prețuri. În ceea ce privește viitorul, se observă aceeași incertitudine. Doar 22% dintre români se așteaptă ca situația locurilor de muncă din propria țară să se îmbunătățească în următorul an. Perspectivele asupra situației economice europene sunt însă pozitive, 56% dintre români evaluând-o ca fiind bună, peste media europeană de 49%.